Pentru berbeci, în data de 18 ianuarie, tensiunile dintre cunoaștere, călătorii, chiar comunicare, pot să aducă tendința de a nu mai accepta regulamente, lucruri care îi care îi împiedicau, le deschide calea de a dori să-și satisfacă dorințele lor. Aduce capacitatea uh, pentru aceștia de a se face mai ușor înțelegi, de a lega mai ușor prietenii pot să devină ceva mai violenți uh, și uh, pot avea chiar probleme de sănătate mici accidente sunt posibile uh, cu, această, cu acest flux de energie în relație apare tendința de a se impune în fața celorlalți în 20 ianuarie sunt momente bune pentru relații noi, pentru a vă dedica unor idei noi în relații deschidere către progres, în 21 ianuarie, în zona relațiilor, este favorizată cunoașterea, curajul, creativitatea, comunicare, schimbul de idei. Luna nouă din Vărsător din 21 ianuarie va aduce posibilitatea de a analiza relațiile. Legat de schimburi, de ceea ce vreți să schimbați, să aduceți nou în viața voastră, dacă nu. Putem spune că puteți gândi singuri, în liniște, la relațiile voastre, sau poate să apară și influență spirituală în această perioadă. Această lună nouă în planul relațiilor aduce oricum o energie legată de progres, de nonconformism, de spirit inventiv și de aventură. Se formează un stelium, de altfel învărsător, care vă favorizează deschiderea spre ideile noi și chiar un spirit poate mai rebel, dar sociabil. Și momente de a vă gândi uh, la lucruri ceva mai uh, îndrăznețe,